Domnule secretar de stat, domnule academician, domnule președinte, onorată asistență, vă mulțumesc că 15 iunie, așa cum o faceți pe 15 ianuarie, pe 15 iunie, ne întâlnim aici să-i mărturisim marelui Eminescu despre faptele noastre, despre gândurile noastre, despre convingerile noastre în ceea ce ne privește ca neam, ca mentalitate și ca popor în rândul popoarelor lumii. Mulțumesc asociațiilor românilor din regiunea Cernăuți pentru această tradiție instituită, preluată de la înaintași, cu această frumoasă demnitate națională și identitară și continuată mai departe, văzând copiii, văzând studenții de la Catedra de Română însoțiți de doamna profesoară și de șefa catedrei, mărturisesc că gândurile mele și convingerile mele că vom continua să ne rugăm în Eminescu aici la Cernăuți, nu doar românii din Ucraina, din regiunea Cernăuți și Transcarpatia, dar și românii care simt aceste rădăcini și pașii poetului în această frumoasă curte unde a viețuit, unde a învățat și unde a scris Eminescu pentru prima dată. Să luăm aminte și astăzi, așa cum o facem de fiecare dată, de toate valorile comunității eminesciană, să le comunicăm în primul rând în casă, să le comunicăm copiilor noștri, să mărturisim aceste valori în casă, în societate și în biserică, pentru că așa cum vă ziceam de dimineață, Eminescu și biserica, Eminescu și valorile creștine constituie baza frumuseții operei eminesciene și mentalității poporului român. Citea Sfânta Scriptură Eminescu și a constatat cu mare mândrie și a mărturisit-o nu doar în rândul popoarelor, în rândul poporului și la Putna și în altă parte, dar și în rândul altor popoare și la Paris și la Viena și în altă parte, că valorile poporului român sunt valori împărtășite de milenii, iar această frumoasă libertate instituită prin legea biblică și prin legea identitară dăinuie și poate ține într-o formă curată, într-o formă frumoasă poporul. Vom avea posibilitatea să împărtășim astăzi în Eminescu toate valorile, pentru că este un tezaur și valori pe care le putem găsi în opera eminesciană, să dea bunul Dumnezeu să avem capacitatea și dorința de a împărtăși și de a cunoaște aceste valori. Iar astăzi, în prag de sărbătoare, în zi de sărbătoare pentru comunitatea românească din Cernăuți, vă îndrum să cunoaștem și mai bine toate aceste teze și toate aceste mesaje transmise tainic de Eminescu, celor care tainic pot auzi în Eminescu. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru prezență. Vom continua manifestărilor dedicate comemorării a 127 de ani de la trecerea la cele veșnice a marelui poet, împreună cu secretarul de stat. Iată că atenția statului român este o atenție grijulie, și de fiecare dată știți că de sărbătorile naționale aniversar din calendarul național, un înalt demnitar alături de Consulatul României din Cernăuți ne este alături și împreună marcăm și creștem în aceste valori de praznic, în aceste valori creștine care ne reprezintă ca popor. Vă mulțumim, domnule secretar de stat, pentru prezență. Florile și mergem, că e ora 12 de acum, da? Deci, doamna Flora cu catedra, hai!
societate, domnule. Și toată lumea. Da, că am văzut să cărți. Da? Da, materiale. Da, mă rog, vin să mă chinu. Mai la capăt. Treceți măcar câțiva dincolo de...